Ședința a avut loc la sediul Asociației Minorității Naționale Macedonene și s-a desfășurat într-un număr restrâns de reprezentanți a acestor societăți pentru limbă, literatură și cultură minoritară din Voivodina. Astăzi, în ședința Comitetului de Conducere a Consiliului de Coordonare a Societății Limbă, Literatură și Cultură a Minorităților Naționale din Voivodina, am avut deosebită plăcere să lansăm chiar două numere ale revistei noastre comune, Novi Most, punctea cea nouă, și anume numărul 7 și 8, care ansamblează activitățile desfășurate pe parcursul anului 2021, în prima parte numărul 7, respectiv următoarele 6 luni ale anului, numărul 8. Ne mândrim că am consemnat marea majoritate a activităților desfășurate de societatea limba română în aceste deosebit de reprezentative volume, reviste, ca câte 100 de pagini de fiecare și sunt mai mult de 30 de articole despre activitățile acestei asociații de limbă, literatură și cultură, doamne. Pe ordinea de zi au figurat mai multe puncte, precum marcarea Zilei Internaționale a Limbii Materne, promovarea revistei multilingue Novi Most, Puntea Nouă și înmânarea diplomelor de recunoștință persoanelor meritoase.